Salut, mă numesc Călin și de data asta o să vă prezint o serie de 4 videoclipuri. În aceste videoclipuri o să vă arăt cum să lucrați la sală, toate categoriile de mușchi și cum să le faceți corect. Primul videoclip o să fie despre piept și triceps. Eu așa le fac la sala de sport, voi puteți să le faceți în ordinea care doriți. Este greșit să începeți direct exercițiile dacă voi nu faceți cel puțin 5 minute încălzire. Eu când încep încălzirea, fac ridicări la bară și flotări. Voi, dacă nu puteți face exercițiile care le arăt eu în videoclip, puteți face alte exerciții care considerați voi. Oricare, doar să faceți încălzirea. Voi, dacă ați făcut încălzirea, mușchii sunt pregătiți să faceți exercițiile cum trebuie și corect și nu o să fiți obosiți. Primul exercițiu care trebuie să faceți este ridicarea cu bara la piept. Trebuie să vă poziționați așa bine pe bancă și să aveți un echilibru în care să puteți împinge bara. Altfel nu puteți face exercițiile corect. Când ați poziționat bine bara în mâini, trebuie să lăsați bara până jos la piept, să o ridicați ușor. Nu trebuie să o ridicați repede, ca să poată să lucreze mușchiul. Există două linii pe bară în care voi trebuie să poziționați mâna și să strângeți bine de bară ca să puteți să le faceți corect. Dacă nu puteți face greutăți, puteți face cu bara goală. Nu este nicio rușine dacă nu puteți face greutăți. Ideea este să încercați să faceți exercițiul corect. Trebuie să faceți 4 serii, a câte 10 ridicări și pauză de 1 minut. Următorul exercițiu care vom face este ridicarea gantelor de pe bancă. Tot ce trebuie să faceți este să poziționați mâinile cum trebuie și să ridicați la nivelul acesta. Dacă nu ridicați la același nivel, nu o să fie bun exercițiul și nu o să lucreze pieptul cum trebuie. Așa că trebuie să vă concentrați foarte bine și să faceți greutăți mai mici. Nu neapărat trebuie să faceți greutăți mai mari, că nu e chiar să fii marele Calii să ridici 200 de kg deodată. Toate exercițiile trebuie să le faceți corect. Asta e cel mai important și să faceți câte 4 exerciții, a câte 10 repetări și pauză de 1 minut. După cum vedeți, următorul exercițiu este așa. Vă duceți cu un picior în față, iar cu un picior în spate. Și vă poziționați mâinile ca să puteți trage dintr-o parte și alta, să vă echilibrați și vă duceți cu mâinile în față și după aceea trageți frumos în spate ca să puteți face exercițiul corect. Mâinile trebuie să fie la același nivel. Următorul exercițiu este acesta, care este foarte simplu. Pur și simplu vă puneți pe bancă și împingeți greutatea care doriți voi. Cred că la orice sală puteți găsi acest aparat. Trebuie să faceți câte 4 serii, a câte 10 repetări. Și să le faceți corect. Asta e ideea cea mai importantă. Următorul exercițiu este pentru dezvoltarea tricepsului. Tot ce trebuie să faceți este să găsiți un mâner, să-l poziționați la acest aparat și să începeți să faceți exercițiul. Trebuie să vă poziționați bine corpul și să începeți să faceți de sus în jos și fără să mișcați spatele. Și trebuie să faceți câte 4 serii, a câte 10 repetări. Următorul exercițiu este ridicarea gantrei de la spate, care lucrează normal tricepsul. Tot ce trebuie să faceți, trebuie să vă puneți pe bancă, să vă poziționați în așa fel încât să puteți face exercițiu, să faceți corect, că asta e cel mai important, și să nu luați greutate foarte mare. Trebuie să luați o greutate, să zicem, de 15 kg, că puteți face 15 kg, că este foarte ușor, sau de 10 kg. Dacă luați greutate mai mare, o să vă doară spatele și o să vă fie foarte rău și nu o să vă fie bine. Așa că vă sugerez să faceți exercițiile cât mai corect. Și foarte important este să faceți câte 4 exerciții, a câte 10 repetări. Să rețineți o idee foarte importantă și care o să vă ajute pe fiecare. Ideea este, tot ce trebuie să faceți când ați început sala de sport, este să faceți exercițiile cât mai corect, să nu vă gândiți că dacă ați făcut o lună de sport, gata, o să ieșim cei mai musculoși oameni. Nu este așa principiul. Principiul este ca voi să vă luptați, să faceți sport, să nu vă lăsați. Important este să vă simțiți bine la sala de sport, că este foarte bine pentru sănătate și trebuie să dureze o oră jumate sala de sport. Nu trebuie să stați
3 ore la sala de sport, nu trebuie să stați 5 ore. Masa musculară o să vă crească în timp, nu trebuie să vă grăbiți, asta o faceți pentru voi. Dacă crezi că te-a ajutat acest videoclip, lasă-mi un comentariu, abonează-te și vom vedea la următoarele video despre grupele musculare.